Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune. Eu sunt Mihaela Horvat. Suntem la Zingorj cu domnul prefect Cosmin Pistol. Bună ziua, bine ați venit. Să rămână, mulțumesc de invitație. Vom avea multe subiecte. Bună ziua celor care ne urmăresc. Foarte multe subiecte vom avea, foarte interesante, foarte grele, aș putea spune, pentru că problemele din Târgu Jiu și din județul Gorj sunt multe. Domnul prefect, este pentru prima dată când veniți la Târgu Jiu TV. De asta aș vrea să, dacă am putea să cuprindem tot planul pe care îl avem în legătură cu subiectele pe care le vom trata astăzi în această emisiune, și după cum spuneam, sunt destule. Deci vom vorbi despre pandemie, despre COVID, despre cum suntem noi afectați, spitalele, școlile. Sunt diverse probleme și cu șefii de instituții pe care de asemenea le vom discuta. Vom vorbi despre cazul de ieri de la Serviciul de Gospodărire a Apelor, iar o problemă care ne-a năucit practic, pentru că am văzut cum un șef de instituție se poartă ca un baron practic. Vom vorbi despre cetățenii de la Slobozia, cei de la Bârsești, și nu în ultimul rând sunt toți implicate în direct în acțiunile astea și nu o să le las din acest mână motiv, până nu vom avea o rezoluție. Din acest motiv mă da, bucur că sunteți ba. Aici. Da. Apoi vom vorbi și despre jaful din păduri, că am văzut ce se întâmplă și din păcate e din ce în ce mai rău, pentru că practic generații viitoare, instituțiile statului își fac treaba. Practic generații viitoare nu le lăsăm prețe. Aer. Se așa taie este. Într-o veselie și la noi în județ. Dumneavoastră spuneți că instituțiile își fac datoria. Domnul prefect, eu sper să ajungem la aceeași concluzie. Sau să ajung și eu la aceeași ele. Concluzie, da? Și haideți să începem cu ce se întâmplă în spitalele de la noi. Vedem, asistăm la un nou val de infectări. Avem peste 2000 de cazuri în fiecare zi. Se pune în discuție chiar reintroducerea stării de urgență sau o închidere a orașelor, a zonelor. Nu avem semnale, nu aș merge atât de repede acolo. Se discută în spațiul public. Se discută într-adevăr, da. Dar nu am informații. Secțiile că de ATI, de repede. Am înțeles, în țară așa e este, dezastru. Uitați-vă că la Târgu Jiu, din 27 de locuri disponibile, da, avem 4 care efectiv nu sunt ocupate. Restul deci nu se începe să se lucreze la capacitate maximă. 4 locuri disponibile pe ATI pentru un județ mi se pare enorm de puține. Este practic... Trebuie să ne dea de gândit. Săptămâna trecută am tras public un semnal de alarmă vis-a-vis de comportamentul populației. Nu există o conformare, da? Și de aceea, încă o dată, și pare că repet o poezie, dar vreau din partea populației să poarte acea mască, să dezinfecteze mâinile, să nu aglomereze în mijloacele de transport în comun, să nu aglomereze piețele, supermarketurile, târgurile. Acum două zile m-am întâlnit cu un reprezentant al unei societăți care gestionează un târg în zona de nord a orașului. Pe weekend a înregistrat undeva în jur de 4.000 de vizitatori. E enorm de mult. Din ce mi-au transmis instituțiile de control, nu reușește să gestioneze situația. Și l-am rugat. Nu am impus că nu pot să-i impun unui privat, ca să spun așa, ce să facă. Da, l-am rugat. Ori îți mărești efectivul ca să poți să gestionezi situația, ori limitezi accesul. Pentru că acolo am mai avut probleme și la un moment dat am suspendat activitatea. Repet, nu-mi doresc să suspendăm activitatea agenților economici, dar pentru micile economii care le fac dânsii, vis-a-vis de combaterea pandemiei, e posibil că la un moment dat să închidem un oraș. Deci atenție mare. Deci nu excludeți posibilitatea asta până la urmă. Dacă, seama, dacă la un moment dat vom ajunge la o incidență de 1,5 la 1000 de locuitori, va trebui din nou să închidem restaurante, baruri. Haideți să vedem, domnul prefect, dumneavoastră sunteți și președintele acelui comitet pentru situații de urgență. Da, de-aia trag anumite semnale. Aveți o mare preventiv. Răspundere. Așa este. Și vreau să vă întreb, în spitalele noastre avem spitalul suport de la Cărbunești? Avem 3 unități spitalice și 3 implicate, unități. Deocamdată. Deși este au fost posibil? Luate în calcul,
toate unitățile spitalicești, toate și-au rezervat locuri. Pe ansamblu am obținut încă 200 de locuri, aproximativ, dar disponibile în zona de COVID. Este posibil ca toate spitalele să primească pacienți dacă va fi nevoie, infectați? Da. Dacă va fi nevoie. Da. Spuneați că avem un... De asemenea, am rezervat spațiul din cadrul hotelului de la stadionul municipal. Dispune de 80 de locuri. Dar nu vreau să ajungem acolo. Sunt locuri pentru, rezervate pentru cazurile ușoare, formele ușoare. De asemenea, după cum știți, va trebui să carantinăm anumite persoane, să-i trimitem în carantină, care vin din zonele roșii. Dacă acele persoane nu au unde să meargă, probabil vom îndrepta către acea locație. Domnul prefect, avem foarte puține locuri la ATI. Aceste secții sunt dotate cum trebuie? În momentul de față, dacă vorbim despre cele 27 de locuri, da, avem toate cele necesare, dar punem în discuție și atenție, un lucru foarte, foarte important și nu trebuie neglijat, resursa umană. Despre asta este vorba. Știu și mi s-a dus la cunoștință condițiile în care lucrează. Sunt în prima linie din 17 martie, da? De când am avut luni de zile. Sunt luni de zile, oamenii lucrează continuu. Nu au avut concedii, nu au avut libere. Ture duble. Mi s-au plâns. Astăzi, că tot au avut despre... o perioadă de respiro, vreo 6 săptămâni de zile. Dar cred că s-a terminat și din nou o să fie în prima linie. O să ducă greu. Domnul prefect, chiar astăzi medicii au anunțat că vor intra în grevă japoneză. Nu știu dacă știți. A fost o știre în acest sens. De asemenea, și cei de la Horeca vor face un protest foarte mare în această seară. Lucrurile nu merg cum trebuie în țară și nici, prin urmare, nici la noi în județ. Haideți să vorbim un pic despre ce se întâmplă în școli. Eu știu că doamna inspector general Cochină strânge pe adresa ei, ca să spun așa, mai multe nemulțumiri din partea altor instituții legat publice. De comunicare și am atras atenția nu numai dânsei, ci tuturor instituțiilor publice să comunice, să iese deschis și să vorbească despre problemele din instituție. Nu e normal ca prefectul să vorbească mai tot timpul despre aceste probleme, să iese primul în față, înaintea lor. Nu e normal. Adevărul este că doamna Cochină n-a ieșit în presă. Nu a ieșit. N-a avut nicio apariție nu publică. Nu a ieșit. Am semnalat unde trebuie. Comunicatele de presă nu cred că se descurcă, pentru că nu am primit nimic din în acest sens. Din câte știu, ca și profesie profesională, este bine pregătită. Nu vorbim despre asta. Nu, vorbim de actul de management. De context și de ce se întâmplă corect, în prezent. Corect. Știm că în numeroase școli din județ, la începerea anului, nu erau pregătite, domnul prefect, pentru... Am simțit lucrul ăsta, am făcut cam câte controle... școli nu aveau avize, practic nu se pregătiseră pentru începerea de anului an. Dacă vorbim de avizul DSP-ului, avem două unități școlare și vorba de grădinițe în zona Jupânești. E regretabil că se întâmplă lucrul ăsta. Dar ce e mai dureros, și repet, ce este dureros, e că avem aproximativ 10% din unitățile școlare unde încă mai avem acele nenorocite de WC-uri în curtea școlii, acele WC-uri turcești, unde știm că s-au întâmplat tot felul de grozăvii. De tragedii chiar. Tragedii chiar. Și în țară. Și în țară, da. Ce de spune aceea... inspectorul general, domnul prefect? Doamna Cochină. Spuneați la un moment dat, la o altă apariție, publica dumneavoastră, de fapt prima cum ar veni, numai că n-a fost la noi, deși trebuie să spun că l-am rugat pe dumnealui încă din iulie, de când ați fost dumneavoastră numit în funcție să veniți la Târgu Jiu TV, nu s-a întâmplat. Repet, din... nu mi-am propus niciodată să nu e prea târziu, în schimb. Pe sticlă, așa cum se spune. Nu, înțeleg, domnul prefect. Bună ziua, sunt un funcționar public, mă rog, în spuneați categoria temporară, în categoria înalților funcționari publici. Și de aceea am acceptat invitațiile tuturor, dar săptămâna aceasta, după ce voi face așa un tur al televiziunilor, mă voi opri, mă bucur, și probabil o să ne mă bucur că aveți această deschidere față de presă. E normal, este până mare la urmă, nevoie de informație, de pentru că oamenii simt nevoia, în primul rând, de informație. Vor să știe exact în ce situație sunt.
Știți bine că m-ați invitat, cred că nu trecuse o lună, și am zis să mai așteptăm să vorbesc despre activitatea mea, nu da. Despre activitatea sigur altora. Sigur că da, sigur, am înțeles. Deci, și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul prefect. Să revenim. Deci, doamna inspector general Cochină, ce vă răspunde? Deci, ați avut o discuție cu dumneaei? Am avut, bineînțeles, o discuție și în ședință și aplicat și pe un ton mai ridicat. Aștept conformare din partea dumneaei. Unde nu se conformează dumneaei? Partea de comunicare, vă spun, cel mai comunicare mulțumit. În ce sens? În instituțională? Cu dumneavoastră, cu prefectura, cu celelalte instituții cu publice? Cu instituția prefectului. Vă dați seama, acum dânsa a intrat într-o oră mai mare. Într-o oră cu instituția prefectului, într-o oră cu ISU, într-o oră cu DSP-ul, după cum știți, gestionează acele hotărâri. La nivel de unități școlare, consiliile de administrație propun anumite scenarii, sunt avizate de către inspectorat, sunt avizate de către DSP, repet, acele propune încă vin cu întârziere și așa mai departe. Greu i-am adus în linie cu noi, pentru că acele hotărâri poți să le dai și la 10, poți să le dai și la 12, poți să le dai și la noaptea, la ora 12. Am semnat hotărâri la ora 12 noaptea, am venit la lucru. Da? Deci dacă dumneavoastră puteți, trebuie să poată și inspectorul exact, general. Exact, vreau în linie cu prefectul. Era, în opinia dumneavoastră, acest domn, această doamnă inspector general este activ în sensul în care dumneavoastră este activă, în sensul în care dumneavoastră spuneți? Adică puteți conta pe dumneavoastră ei că la oră... motoarele, dar încă vă spun că am răbdare, încă. O să ies public și o să spun. Ați mai spus asta, e adevărat? Da. Faceți o evaluare în aceste zile, în această perioadă? Bineînțeles. Eu spuneam așa, pe pagina mea de Facebook, la un moment dat, ascultându-vă... Cu toții cred că ați constatat o opacitate din partea Inspectoratului Județean Școlar, da? Am observat că îi se reproșează diverse, iar și de către DSP, și de către primăria Târgu Jiu. Sunt deja două instituții, v-am auzit pe dumneavoastră, sunteți deja al treilea reprezentant, nu e în ordinea importanței, dar al treilea reprezentant care spune că e o problemă la Inspectoratul Școlar Județean. E ușor să critici până la urmă, dar dacă nu vin aceste critici, nimic nu se va îndrepta. Da? De când suntem în pandemie, sunt lucruri au nevoie de o rezolvare rapidă. Bun, eu discut din 16 iulie de când sunt prefect. Iar în momentul când constat anumite nereguli, hai să vă spun, vă rog. Și vă spun sincer, nu aștept să fiu acaparat de sistem. Reacționez. Chiar reacționez. Și dacă discutăm despre subiectul școli, e una din dovezi, da? Că reacționez. Adică nu a scos supre și anumite probleme. Eu vreau să vă întreb despre măsurile pe care le veți lua. Dacă cumva, doamna inspector general, inspectorii de acolo, nu ajung să se conformeze unor cerințe actuale. Vor fi anumite propuneri către minister și ministerul va decide dacă e nevoie. Veți cere la un moment dat demiterea dumneiei, dacă este cazul? Repet? Eu repet, sper să nu fie cazul, dar o să fac și lucrul ăsta, de ce să nu fac? Vom avea un raport de control, în urma unui control, și dacă există anumite probleme în zona de management, cu siguranță se va întâmpla și lucrul ăsta. Referitor la management, la Direcția de Sănătate Publică, sunt probleme? Din câte cunosc, nu. În momentul de față. Mai sunt instituții? Într-adevăr, le-am semnalat anumite disfuncționalități în ceea ce privește modul de efectuare al anchetelor epidemiologice. Sunt cazuri în care au fost introduși în carantină anumite persoane, au acționat în instanță și au avut și câștig de cauză. Și stau și mă întreb cum au fost întocmite acele documente. E vorba chiar de domnul deputat Văcaru care a câștigat nu în instanță. Nu discutăm persoane. Da, e adevărat, persoane. Nu contează foarte mult. Le-am e vorba atras de cetățeni. Atenția în modul obiectiv și în modul corect și în modul cum întocmesc acele documente dacă au pierdut. Am avut această discuție. Pentru că am creat un precedent. Mai sunt pe rolul instanțelor, din câte știți dumneavoastră, astfel de sesizări? Din câte știu, nu. Cred că sunt finalizate ce au fost. Repet, cu răspunsuri favorabile celor care au contestat, ceea ce pentru mine e nemulțumitor. Ați venit în fruntea prefecturii, ca trimis al guvernului în teritoriu, în urmă cu 2 luni, în iulie. Aproape 3. Aproape 3.
de atunci și până acum, în afară de aceste instituții de care vorbeam, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, mai sunt instituții care, de fapt, mai sunt instituții în care managementul nu a reușit să facă datoria? Ei, uitasem pe unii. Protecția consumatorului, i-ați văzut pe nu undeva? Nu am auzit deloc de protecția consumatorului. Știu cine este director. Nu și atenție că am avut o discuție cu vicepreședintele, cu domnul Giurcău, și am pus în vedere modul de comunicare. Știți ce acțiune am avut în ultimul timp? Nu știm nimic despre protecția consumatorului. Și da. Presa a scăpat pentru că este contextul acesta pandemic. Suntem ocupați cu tot felul de subiecte. Mă bucur. Și ce ați făcut? Deci nu v-a scăpat acest... Am avut o discuție. Cu domnul Giurcău, care este vicepreședinte la nivel național. Da? Mi-a promis că o să ia măsuri și mi-a promis că se va remedia situația. Ați luat legătura cu șeful de la, de la Gorj, al OPC? Sau cum se mai numește este acum? Este un șef interimar acolo. Și fiind interimar, vă dați seama că autoritatea este scăzută. Una da, e când ești șef plin și alta e când ești un șef interimar. E o nemulțumire a dumnealui în legătură cu asta? Nu am întrebat dacă e mulțumit sau e nemulțumit. Trebuie să-și facă da, treaba. Nu a venit la dumneavoastră să vă spună. Nu a venit. Nu a venit că l-am chemat eu. A, deci n-a venit. Nu. Și când l-a chemat pe domnul... Toată haideți lumea să când vine spunem, la este vorba de domnul îi semnalez-o până încearcă Daniel să Horcea. Se schiveze, că e vorba de minister, că nu pot comunica, că trebuie să ceară acceptul. Bun. Și când ai cerut ultima dată? Păi să vedeți că e greu, că nu. Nu e bine acolo. De-aia vă zic, i-ați văzut undeva? Eu nu i-am văzut. Și ce i-ați dat în clar să facă? Director de la Protecția Consumatorului. Cu el mai puțin, v-am spus, deja am urcat pe scala ierarhie și am vorbit cu vicepreședintele. Probabil, la un moment dat, o să fac și o adresă către președintele ANPC. Și o să le cer în cât timp credeți că veți fi pus într-o asemenea situație? Dacă cumva nu se schimbă lucrurile? Maxim o lună, maxim. Maxim o lună? Maxim. Maxim. Pentru Bun. Că sunt, e o instituție care, de care am nevoie în această perioadă. Trebuie să efectueze controle. Mă bazez pe controlele făcute pentru combaterea pandemiei. E una din instituțiile implicate. Și foarte importante. Și foarte importante. Vin sărbătorile de iarnă, multe produse pe piață. Deci, iată că s-au făcut trei instituții. Unde mai sunt probleme, domnul prefect? S-au semnalat probleme în zona gărzii de mediu, protecția mediului. Am avut, spun sincer, de când am venit prefect, nu am simțit sincope. Ce le-am cerut și modul, trebuie să-și desfășoare controlele, să aplice sancțiuni, să propună anumite măsuri complementare, s-au conformat. Ce am cerut, aia au făcut. Dar nu e exclus că poate pe viitor lucrurile se schimbe și atunci la fel. Repet, am anumite semnale că lucrurile poate n-au stat foarte bine în zona asta. Hai să ne uităm de ce s-a ajuns cu acel depozit ecologic. Ajungem și la asta, este Slobozia. Un al doilea subiect extrem de important în această emisiune. Eu am stat de vorbă cu șeful gărzii de mediu, domnul Sanda, azi de dimineață și mi-a spus cam în ce etapă sunt cercetările pe care dumnealor le fac. Comunică. Și asta le-am și cerut să comunice, să spune, să nu stea pitulați prin birouri. Haideți să terminăm totuși cu instituțiile la care sunt probleme, domnul prefect. Spuneați de Garda de Mediu, ar mai fi? M-aș opri aici. Și haideți să discutăm și despre prefectură, da? Sigur. Ce-ați găsit rând, acolo? Trebuie să faci autocritica, da? Da. Am găsit un personal, nu știu dacă... Înjumătățit, da? Da, erau în izolare. Aș dori mai multă implicare din partea dumnealor. Văd instituția asta, prefectul, uneva deasupra tuturor instituțiilor. Să fie un exemplu de corectitudine, de moralitate... Pentru că, după cum știți, instituția prefectului desemnează reprezentanții în susținerea concursurilor și accesul candidaților în sistemul public. Da? Publice, da. Da? Da. Ori tu, dacă ești un exemplu prost, cum poți, care e moralitatea
pe care o ai să faci aceste lucruri când tu ești să desemnezi. Ești, să desemnezi, da? Și le-am cerut așa, să reflectăm cu toții acolo în prefectură, să nu mai găsesc lucrări întârziate, să nu mai găsesc răspunsuri care ocolesc puțin așa legea da? Și multe altele. Câte deci, cazuri din acestea ați găsit? Sau v-au nemulțumit? Sau ați constatat că sunt? E bucătăria internă, dar dacă vi le spun acum, înseamnă că există. Dacă nu-mi fac autocritica, n-am cum să merg mai departe. V-ați gândit la demiteri? Recunosc că m-am gândit la o nouă formă de organizare. Nu știu în ce măsură o să pot să o fac. Dar de cine depinde? Ca dumneavoastră să reușiți să vă organizați într-un alt fel. După cum știți, suntem sub tutela Ministerului Afacerilor Interne. Și acolo trebuie văzut în ce măsură pot să schimb anumite lucruri. Nu e un minister oarecare. Mulți dintre ei și le-am atras atenția. Nu, mai ales în contextul zilei de astăzi, cu pandemia și așa mai departe. Deci chiar este un minister supra-solicitat, aș putea spune. Este dar, un minister supra-solicitat. Dar, dumneavoastră, spuneți că ați dori o altfel de organizare. Nu știți încă dacă veți fi sprijinit chiar de minister în sensul acesta. Am multe mulțumiri și atunci dacă îi lași pe toți așa în zona lor de confort, merge și nu o să obții rezultatele pe care ți le-ai propus. Cum ați vedea această nouă organizare? Sincer? Da, vă rog. Unii sunt de prea mult timp. Sunt de prea mult timp. Uită unde lucrează. Chiar uită unde lucrează. Și informația curge. Și din păcate nu le este favorabilă. Și aici aș vrea să mă opresc. Cam eu sunt tot așa. Așteptăm toți să fie luate măsuri în diverse domenii, în diverse situații. Lumea așteaptă să se schimbe ceva. Nu vreau să mă arunc în afirmații care dar în cât timp credeți că ați putea până la urmă? N-aș vrea, nici eu n-aș dori asta pentru dumneavoastră, dar vă întreb cam... Pentru că știți care este viața prefectului, dar prefectul azi e, mâine poate nu mai e, din păcate. Asta e viața prefectului, nici eu nu... Până acum ați avut semnale în sensul în care vorbiți dumneavoastră? Nu. Acum? Nu. 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 Deci nu au existat probleme de acest fel. Da. Mă bucur să aud. Pentru că vă înhămați la o treabă destul de serioasă și care vă va pune lumea în cap, ca să spun. Am veți fost criticat veți că am lucrat pe unde am lucrat, că am avut o prezență meteorică pe unde am avut-o, dar să vedeți că prezența aia meteorică nu a fost chiar meteorică. Am avut parte de o conducere foarte exigentă și rezultatele care le-am avut pe... Vorbiți-mi un pic de fostul dumneavoastră loc de muncă. ITM-ul, da? Așa. ITM-ul mi-a făcut treaba, cred eu că foarte bine. Rezultatele sunt acolo, înregistrate electronic, înregistrate pe hârtie, o conducere exigentă și o să vedeți că o să vorbim de acel caz, da? Știu că și-au făcut treaba. Știu cum se desfășoară lucrurile acolo, îi apreciez pe colegi. Am făcut parte din colectivul ăla, nu am decât cuvinte de laude. ITM pot să spun că este una dintre instituțiile care chiar funcționează la nivelul județului. N-am ce să le reproșez, vă spun sincer, dacă și din rezum punct de vedere la efectivul al comunicării de colegi care există acolo, ei sunt cap la cap cu IPJ-ul pe număr de acțiuni în combaterea pandemiei. Vă dați seama? Sunt undeva la, dacă nu mă înșel, 44 de salariați și hai să ne gândim la IPJ de ce resurse umane dispune. Și sunt cap la cap cu IPJ-ul. Nu este o instituție, una dintre cele mai importante în astăzi, ITM. E, haideți că dacă tot am vorbit despre ITM, ce au făcut inspectorii ieri? M-au comunicat. Dom'le, la pensiunea domnului Alexandru Buduran, la Novaci, se lucrează cu angajații instituției de la Serviciul de Gospodărire a Apelor? Inspectorii de muncă, așa cum cunosc eu și cum se lucrează acolo, ei n-au știut unde merg. Vă spun sincer, de multe ori am fost inspector de muncă în serviciul. Cred că e mai bine așa. Nu este o metodă mai bună? De multe ori, 99% nu știam unde merg. Nu știam a cui afacerea, cine răspunde și e bine așa. Enorm. Enorm. Eu cred că așa este cel mai eficient. Eu vă spun sincer că
dacă e așa cum cunosc eu, n-au știut unde merg, da? Și asta, asta este odată. De bine, să este înțeleg, de nu? Bine, da, 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 da. Știu cum este organizată treaba și la fel de bine, având în vedere că au fost însoțiți de către efective de jandarmi, cred că cineva a sesizat anumite aspecte. Foarte bine. Oamenii și-au făcut datoria, au fost prezenți la fața locului, au inițiat un control, s-au luat declarații în urma prezenții la fața locului, în urma declarațiilor, 7 persoane, muncă la negru, sancțiune, 1,4 miliarde. E enorm de mult. Credeți că va contesta domnul Buduran o astfel de amendă? Are dreptul, în 15 zile să conteste. Sunt cu șanse siguranță de câștig. Bine, că acum eu vă întreb. Și la jumate, da? Și tot este o sumă destul de serioasă. Îmi spune cineva... Dar ăsta e unul din aspecte. Faptul că au fost prezenți angajați e regretabil. Spuneți-mi, vă rog, din acest punct de vedere, că aici vreau să ajung. Domnul Alexandru am Buduran... Emis un, nu vreau să ne antepronunțăm, am emis un ordin de prefect, desfășura acțiune de control atât în ceea ce privește modul de întocmire a proceselor și a documentelor către ITM, cât și la SGA. A fi un raport de control înaintat către Ministerul Ce riscă Resort. Domnul Buduran? Vă spun sincer, ar trebui în momentul de față, având în vedere scandalul mediatic, să se suspende. Probabil va fi un control din partea instituției tutelare, un control intern. Este controlul prefectului și dacă lucrurile evoluează în sens negativ, probabil, cred că îi va da demisia. Repet, dacă lucrurile evoluează în sens negativ, adică dacă toate se confirmă. Și cred că se confirmă pentru că eu pot să spun că sunt ziarist, deci nu am limitele pe care dumneavoastră le aveți și am chiar numele celor care, numele angajaților instituției care au lucrat de vreo două săptămâni. Halucinant, halucinant. Pare care rău. Lucrează de două săptămâni la pensiunea domnului Buduran, vă dați seama? Și, da, se pare că oamenii vorbesc și... Da. Vreau să vă spun, n-am să le dau numele oamenilor, pentru că nu e normal să le dau numele lor, pentru că s-ar putea să-i afecteze. Sincer, oricum sunt afectați. Ca și instituție, ca și prefect, regres situația. E vorba despre un om tânăr cu viitor. Ori dacă noi tinerii avem asemenea comportamente. Da, domnul Alexandru Buduran are în jur de 30 și ceva de ani. Nu 4, știu, sau 40. Haideți să, de asta, nu... E șef de instituție, uitați ce face. Ce avem așa, oameni care au lucrat început. De două săptămâni, deci acolo lucrează de două săptămâni angajația instituției, ai serviciului de gospodărire a apei, a apelor, așa. Au luat. Domnul Buduran i-a pescuit pe subordonații săi de la formația de intervenție rapidă, șef formație, deci și ingineri lucrează la pensiunea domniei sale. Așa, lăcătuș mecanic, sudor, electrician. Se pare că încearcă domnul Buduran să le facă niște cereri cu de concediu. Cu stați un pic. Antedatate. Este posibil să aibă și această posibilitate fără ca organele abilitate să vadă că îi bagă în concediu retroactiv? Se va vedea. Bine, că e și poliția pe fir. Sunt mai multe organe acolo. Zilnic au muncit acolo, îmi spune zi de zi, deci în timp de două săptămâni. Chiar și șoferul instituției cară materialele cu mașina instituției. Dacă nu știați, domnul prefect, vă spun eu. Iată și un agent hidrotehnic de la formația Gioa Monte care lucrează... Eu aștept raportul de control al la date domnul... oficiale și atunci da. Când am raportul de control... Oamenii se tem și nu prea vorbesc, îmi spune cineva, e normal. Sunt prefect, sunt conducător de instituție, nu vreau să mă hazardez în ceea da, ce mașinile instituției, oficial. Skoda, Toyota, Fiat... Așa sunt folosite tocmai la transportul materialelor către pensiune. Nu e... Tot ce spuneți dar cum este posibil, domnul este prefect? Total sunteți defavorabil. Și dumneavoastră unul dintre cei mai tineri prefecți din țară. Vedeți că un șef de instituție cam de aceeași vârstă cu dumneavoastră face lucruri de genul acesta în acest secol
când se schimbă, s-a schimbat puterea de aproape un an, când toată lumea așteaptă o schimbare, nu în mai rău, în mai bine, da? Deci, dumneavoastră a spus, riscă situația în sine mi se pare demis. Așa de evul mediu. Politica, da? Îl va scăpa de un prefect, mediu. Având în vedere ce se întâmplă în jur. Dacă am văzut că politica spală, știu, nu eu. Nu știu, n-aș vrea să intru în zona asta. Vă temeți de o asemenea posibilitate? Poftim, că dumneavoastră sunteți un funcționar, un vom vedea un personaj tehnic. Exact. Este posibil ca politica să se interpună? Nu vreau să comentez, vom vedea cum decurg lucrurile. Eu o să încerc să-mi fac, să-mi fac datoria așa cum trebuie. Da? Deci, să concluzionăm. Răspund domnul Buduran efectiv de ceea trebuie ce voi să face răspundă. Eu. Normal. Deci, în opinia dumneavoastră, ar trebui să se autosuspende, cel puțin măcar? Public o să se autosuspende și ar lucra, dacă evoluează în sens negativ, să facă un pas înapoi. Și dacă nu, va fi demis? Ministerul în funcție de toate, resort, da. Administrația ar fi bazinală, o soluție normală. Deci care așa ei sunt coordonate de administrația bazinală JIU, Societatea Apelor Române și sigur Ministerul că da. Mediului. Dar credeți că asta ar fi o soluție normală din partea unei instituții la nivel central? Așa. Să-l demită? Să nu planeze orice suspiciune, în prima rând toate te suspensi. Iar dacă lucrurile tind să evolueze în sens negativ, repede demisia de onoare. Despre angajații care au fost folosiți astfel, ce părere aveți? Adică, ești angajat la stat, știți că e o mare bătălie să ajungi să lucrezi la stat, dar și a ajuns la stat, te trezești că șeful te trimite, nu știu, să-i mături curtea. Pentru că, după cum știți, o bună perioadă mi-am desfășurat activitatea în Timișoara. Am vrut să mă transfer la anumite instituții aici. Nu am găsit înțelegere, locuri și așa mai departe. Și am umblat cu CV-ul la sub braț la mai multe societăți comerciale. Iar așa am fost criticat că am lucrat pe temir pe unde. Nu, aia ai găsit. E foarte greu, cunosc. Știu ce înseamnă să te duci cu CV-ul și să dai o probă de interviu. Câte interviuri a trebuit să dai? Să fim sănătoși. Nu, pe cuvânt că... Să fim sănătoși. De asta spuneam că sunteți tânăr, câte să fii dat? Să fim sănătoși, da? Nu înseamnă că dacă te duci la un interviu, îl și ei. Dar asta te călește. Da, îmi scrie cineva, scria pe panoul de lângă cabană cui aparține lucrarea cu referire la faptul că inspectorii n-au știut. Da, probabil n-au știut până să ajungă acolo, acolo probabil au aflat. Da, deci este o situație extrem de, cum să zic, halucinantă. De evul mediu. De evul mediu, cum spuneți dumneavoastră. Haideți să trecem și la celălalt subiect, unul destul de greu, domnul prefect. Depozitul ecologic, în ghilimele ecologic, din cartierul Slobozia, damful a ajuns până la până în centrul Târgu Jiului, Seline. Am primit în telefoane. Câteva... Ați primit doamnă telefoane. Doamnă Șarapatin îmi plângea în telefon. Am înțeles perfect situația. Am încercat în prima fază să convoc conducerea locală. Mi-am dat seama că nu am cu cine să discut. Am o mare supărare în ceea ce privește conducerea locală acestui operator de salubritate, da? Am văzut că nu pot să discut, am chemat conducerea lor de la Constanța. Dumneavoastră a chemat până la urmă managerii de acolo. Bineînțeles. Da. Și am stabilit o întâlnire la prefectură. În timpul întâlnirii primesc informația că se produc anumite aspecte. Am întrerupt ședința și ne-am prezentat la fața locului. Așa cum am declarat și public, efectiv îți pica nasul. Deci nu poți să respiri acolo. I-am înțeles perfect pe oameni, le dau dreptate, sunt alături de dânsii și continuăm demersurile. S-a prezentat un plan de remediere. Da. Din verificările care le-am făcut până în momentul de față, dânsii se încadrează în termene, da? Rezultatele nu sunt cele scontate. Asumate, scontate, da? Da? Pentru că oamenii se plâng în continuare. Da? Este vorba de un termen pe care l-am înțeles. E un termen astăzi care se întinde undeva până la jumatea lunii noiembrie. Este zic foarte așa, mult. E foarte mult, da, asta. Anumite investiții de făcut, da? Și anumite și de complexitate. Domnul prefect, haideți să vedem ce inspiră, ce respiră, ce inhalează oamenii de acolo, care locuiesc în Slobozia, Bârsești. Particule de suspensie PM10 și PM2.5
Deci sunt niște particule care ajung foarte fine, care ajung cât micron, care sunt particule atât de fine oficiale, care, sunt care ajung. Oficiale, da, păi, noi am văzut, îmi pare rău că n-am pregătit, asta, dar Târgu Jiu este da. Acolo în zonă e punctul roșu. Deci așa arată calitatea aerului. Păi vă dați seama dacă mirosul a ajuns până în piața prefecturii. Au compuși organici volatili, așa dioxid de carbon, prima dată. Dioxid de surf. Primul contact cu conducerea Polaris, așa a fost un... Nu? Da. Haideți să vă spun ce mi-a spus, ce mi-a comunicat domnul Sanda de la Garda de Mediu. A spus că va comunica și dumneavoastră, pentru că i-ați cerut asta. A spus că multe din ele sunt date tehnice și sunt înțeleg date mai tehnice, bine, atât cât reprezentanții primării, acum, cât și reprezentanții Gărzii de Mediu trebuie să urmărească îndeaproape ceea da, ce spune operatorul că Polaris, face. Firma a fost amendată cu 2 miliarde de lei, știm. Toți banii au fost dați până la urmă. Deci banii au fost plătiți. Problema e cu aceste termene. Cu banii ăștia puteau să înceapă să facă investițiile da. Acolo ca oamenii să nu mai aibă de suferit. Deci și mai astăzi. Trebuie să aducă o stație de epurare. Au adus-o. Au adus-o. Da. Ce ar mai trebui să facă domnul prefect? Instalarea în acest de, termen. De anumite filtre, rigole, multe lucruri tehnice care necesită investiții. Le vor face. Vom vedea noiembrie dacă avem rezultatele așteptate. Până atunci oamenii de acolo trebuie să aștepte? Vom monitoriza prin Garda de Mediu, Protecția Mediului, apele române. Da, că spunea și Narcis Daju în emisiunea de aseară, domnul Buduran, în loc să se ocupe de pensiunea lui, ar fi putut să pună umărul să rezolve problema de la Slobozia. Vă dați seama că acum a explodat subiectul ăsta și toate oalele o să îi se spargă în cap. Da. Mai contează dacă a făcut ceva bine sau... Acum, deci, haideți să vă spun ce am mai aflat. Domnul prefect, deci nu se respectă nici modul în care este acoperit gunoiul. Acolo ar fi trebuit să fie o suprafață, cum să vă spun, acoperită cu ceva bituminos, în așa fel încât pânza freatică să nu fie afectată. Nu se respectă acest lucru. Se adună pământ de unde reușesc ei să adune. Repet, deci nu sunt conducerea confort. Locală nu managerează cum trebuie. E depășită. E depășită. Da. Deci mi-am dat seama. Dar aveți garanții de la cei de la Constanța? Și m-a deranjat și atitudinea. Adică cum s-au purtat? Zâmbet așa pe față, nonșalant și spui că nu de aici este problema și bineînțeles când că... Când stăteați în mijlocul e, da, zonei în care bineînțeles, duhnea, bineînțeles, mirosea. Nu mă pot împăca cu asemenea atitudine. Aveți contractul încheiat între primărie și Polaris? Nu l-am, dar știu că a fost un contract total defavorabil, în special pentru cetățeni. În această privință. M-am prezentat la fața locului și, așa cum am spus-o, cumva plângea inima când am văzut camioane înșirate. Din și dumneavoastră le-ați văzut. Bineînțeles că le-am văzut. Au fost filmate de Narcis Daju. Repet, o să fie făcute anumite investiții, dar ele trebuie continuate, pentru că dacă se continuă în ritmul ăsta, o să avem o cantitate imensă de gunoi. Imensă. Va fi Târgu Jiu orașul gunoielor, groapa de gunoi a țării. Aveți idee de unde se aduce gunoi? Noi știm de Alba Iulia, de Turda. Așa știu și eu. Am înțeles că a mai fost deci nici dumneavoastră nu aveți datele astea. Alba, Turda, asta le știu. Da? Am văzut camioanele cu numele, da? Dar nu știu despre alte localități. Că se spunea și despre Dolj, despre... Nu am informații în zona asta. Da. Haideți să vă zic cine ar fi putut să ia niște măsuri acolo. E vorba de primăria Târgu Jiu. În acest sens, dumneavoastră ați purtat discuții cu domnul primar Romanescu? Au fost discuții în primul rând cu serviciile pe care dânsul le coordonează din cadrul primăriei și da. Reprezentanții celor două servicii sunt în asentimentul meu că lucrurile nu mai trebuie să evolueze așa cum au evoluat până acum, deși mi se pare un pic cam târziu. Deci primăria are posibilitatea, conform contractului, să verifice de câte ori se așează stratul de pământ peste gunoi. Nu s-a dus nimeni de la primărie acolo. Nu credeți știu dacă că ar fi nu bine s-a dus să... sau nu s-a dus. Păi haideți să respecte clauzele din... ce face prefectul. Sau... Nu vreau să vorbesc că domnul prefect, iertați-mă, să... credeți că ar trebui să luați măsuri și în privința și primăriei Târgu Jiu? Poftim. Credeți că trebuie să luați măsuri și în privința primăriei Târgu Jiu? În acest caz? Adică dacă
dacă puteți interveni prin instituția pe care dumneavoastră o conduceți, în sensul că primăria ar fi trebuit să respecte niște puncte din acel contract, adică are posibilitatea să verifice ce se întâmplă acolo, să meargă la fața locului. Nu ascund că dacă am indicii că anumite servicii nu își fac treaba cum trebuie, tot ce e posibil să, la un moment dat, să trăiască corpul de control al prefecturii. Deci, în concluzie, ar trebui să așteptăm până pe la data de 15 noiembrie să vedem dacă... E un agreement, da, între mine, instituția prefectului, s-a semnat primărie, ceva între dumneavoastră și... Nu, dar nu cred că e nevoie, pentru că o să reacționez foarte repede. Și, de asemenea, am cerut și gărzii de mediu să avem și backup-ul, da? Și, în foarte scurt timp, ne vom întâlni cu Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu, instituția prefectului, în cazul în care ajungem la soluția nedorită, să suspendăm activitatea, să vedem ce facem cu gunoiul. Că nu poți să suspenzi și după aceea să transformi Târgu Jiu într-o mare groapă de gunoi plină de rozătoare, plină de câini vagabonți și așa mai departe. Suntem captivi unui singur operator. Din nefericire. Din nefericire. Ce soluție ar fi? Haideți un plan B. Îl aveți? De asta am zis, haide să ne întâlnim. Bineînțeles că trebuie să avem acel plan în momentul când, dacă operatorul nu își îndeplinește sarcinile din acel plan. Dacă până pe 15 noiembrie. Va trebui să avem un plan. Se va închide acest depozit? Cu siguranță, nu mai putem tolera mirosul. Este o situație foarte gravă, foarte periculoasă pentru noi. Va trebui găsit o soluție dacă ajungem acolo, să vedem unde duce gunoiul. Da. Haideți să vorbim un alt subiect, jaful din păduri, nu, prefect? Am văzut și astăzi chiar au apărut știri în sensul ăsta. Instituțiile statului, cele mai importante instituții, să vorbesc aici despre poliție, jandarmerie, DGA, da, și altele pe care n-are rost să le menționez, și-au făcut treaba. După cum știți, sunt unul din cei mai informați oameni. Da? Mă bucur să văd. Din... Da. Avem din a face la Ocolul Silvic Tismana, mită, falsuri și furt de arbori. Deci, oamenii care ar trebui să păzească pădurile sunt implicați în astfel de acțiuni. Am văzut și la Peștișani. Cum credeți că se puteau întâmpla toate astea? Deci numai cu ajutorul celor care lucrează în acest am sistem. Am avut acțiuni de, pe vremea când eram simplu angajat la ITM, inspector de muncă, da? Am mers în rampele primare. Aveau informații oamenii, că în momentul când ajungeam acolo nu mai găseai pe nimeni. Găseai camioanele încărcate erau cu lemne. Anunțați. Da, bineînțeles. S-au luat măsuri, din câte știți dumneavoastră, până să ajungeți prefect și mai ales de când sunteți prefect, cu acești oameni care lucrează în direcția silvică, în ocoalele silvice. Au fost cazuri? Printre primele instituții vizitate de către mine, direcția silvică, că aveam informații din media, mă interesa și pe mine subiectul. Nu l-am găsit pe domnul Cârstoc, era în concediu, l-am găsit o conducere tehnică, domnul director tehnic și încă un angajat care pretindea că controlează ocoalele silvice, că gestionează situația. Vă spun sincer că nu am fost mulțumit, deloc. Dar la fel de bine aveam anumite informații că lucrurile o să evolueze în zona asta și am zis să nu picăm unii peste alții, dar instituțiile, dacă au intrat pe fir, să-și facă treaba și, într-adevăr, și acolo, foarte repede, voi acționa să vedem cum a fost gestionat, cum au fost controlați acei oameni, care au fost activitățile lor și așa mai departe. Aveți dovezi, să spunem, cum că șefi de instituții din acestea au încălcat legea? Și dacă aveți, sunt posibile dovezile schimbări le prezintă în sensul instituțiile abilitate. Da, da, asta vă și întreb. S-au întocmit dosare penale, sunt gestionate de un procuror, dânsii comunică mai bine în zona asta, nu aș vrea ca prefectul să... Mă refer la vârfurile din aceste instituții, domnul prefect. Nu am dovezi. Nu vreau să lansez anumite informații. Ar fi cazul ca în instituțiile din județ să fie unele schimbări? La nivel de conducere? La cum merge? Cel puțin acolo unde planează anumite suspiciuni, da. Da. Suspiciuni unde ar fi, în opinia dumneavoastră? Păi, dar uitați-vă și la direcția silvică, dacă a fost pornit acest tăbălug. Credeți că se va ajunge, se va rostogoli acest
control, probabil va cuprinde mai multe. Treaba. Sunt cum colaborați convins cu poliția, domnul prefect? Bine. Cu domnul Drăghia? Bine. Bine, își face treaba, mă informează, îmi ține la curent. Are o sarcină foarte grea împreună cu personalul pe care îl coordonează. De ce spuneți că are o sarcină foarte grea? Perioada asta de pandemie e instituția numărul 1, vedeți numărul de controle, numărul de efective. Da, aveți ceva date, dacă ne puteți da și nouă, cu referire și la numărul cazurilor de COVID la noi și cu date de la poliție. Fără probleme, am putea vorbi și despre asta. Da, după cum știți, avem un număr însemnat de pozitivări. Am cifrele în față, 2148, am primit datele la ora 9, 103 decedați. Avem ce mă ne liniștește, 103, numărul da. De locuri libere. Din 315, mai avem 184, a scăzut dramatic. V-am spus și cum am discutat, mai avem 3 locuri la ATI acum. Și s-ar putea ca după ora 1 să aflăm că n-ar mai fi. Este foarte lucrurile posibil. Evoluează și evoluează da. În sens negativ de la oră la oră, da? Da. Ar mai fi un subiect, domnul prefect, cu permisiunea dumneavoastră. Știu că fostul prefect, domnul Rujan, a avut ceva probleme cu primăria Târgu, în speță cu domnul primar, nu cu instituția în sine. Domnul primar a delegat niște tot atribuții la un moment sunt dat. Sunt întrebat de, și văd că se bate apropo legat de relația nu bat, mea niciun cu primar. Apropo. Nu este o relație de adversitate. Pentru binele cetățenilor, atât primar cât și prefectul, vor trebui să colaboreze. Până acum ați colaborat cu domnul primar Romanescu? Eu zic că bine, am și discutat dacă există anumite disfuncționalități, haideți să le discutăm. Nu să le dăm media, să ne certăm între noi sau... Ați avut discuția asta cu dumnealui? Bineînțeles că am avut-o. O să aibă de pierdut cetățenii. Nu trebuie ca prefectul să fie parte adversă primăriei sau altor primari. Nu. Trebuie să existe o anumită colaborare. Prefectura în sine va trebui să consilieze, pentru că gestionează, da, partea de legalitate a documentelor. Nu trebuie să se emite anumite hotărâri ca prefectul după aceea să le atace. Nu, din start ar trebui să vină către prefectură să întrebe cum ar fi ok să fie făcute, încât să primească acele avize. Colaborație în sensul ăsta? Domnul primar în ultima perioadă, încearcă da. În cel ultima puțin perioadă, să ia legătura da. Cu cei da. Care l-ar putea îndruma înainte să facă o... Repet, nu vreau să discut nefăcută, ce a fost în spun. Spate. Nu vreau să efectiv vorbesc dar despre activitatea... nu pot să sar peste faptul că domnul primar a spus că, conform unor clasici importanți în viață, a spus că ar fi vrut prefectul lui, ca să spun așa. Am discutat și despre adică proiectul ăsta. Adică prefectul PNL-ului, da. Până la urmă, nu văd ce e rău. Dar deocamdată, hotărârea de guvern în care am fost investit a fost semnat de către domnul premier Ludovic Orban, nu de către domnul președinte Eugen Tomac. Deci are premierul dânsului. Deci am glumit acum. Da, nu, a fost o declarație politică, am lămurit-o, așa am și luat-o. Ați și lămurit-o nu și între dumneavoastră? Adică nu neapărat public. Adică ați vorbit cu domnul da, Romanescu despre înțeles, asta. Da, bineînțeles, da. Și ce a spus? Exact, a fost o glumă? Sau? A fost o declarație politică, nu... A fost o declarație politică, nu mă lua în seamă sau ceva de genul ăsta a spus, nu? Nu mă lua în seamă că nu ne respectăm, există da. Un sau respect nu vă cel supărați. Puțin instituțional. Da. Și nu m-am supărat. La urmă, dacă își dorește v-a spus așa, nu? Acel prefect, și-a cerut oarecum scuze că asta încercam dânsul să vă întreb. A obținut încă un mandat, probabil că la un moment dat, dacă va fi cazul, îl va avea. Domnul prefect, ne apropiem de final, dumneavoastră spuneți că vă cam grăbiți, sunt convinsă de asta, de acest lucru. Ultimul punct ar fi transparența în instituțiile publice. Știu că aveți ceva de spus în privința asta. Ne lovim de netransparența Inspectoratului Școlar Județean. Și la DSP să știți că există probleme de comunicare, deși, sinceră să fiu, de câte ori vorbesc cu domnul Stoian și cer datele, le primesc de fiecare dată. Dar comunică, în felul dânsului, dar comunică.
dar ar putea... E cu totul altceva, adică nu puneți egal între două... Avem probleme de comunicare cu Spitalul Județean de Urgență. Este acolo după un domn știință, această purtător de cuvânt, Nițu, este sub tutela n-am mai fost văzut, Consiliului Județean. Da, deci... e adevărat și asta. M-ar fi interesat o părere a dumneavoastră. Avem probleme de comunicare cu instituțiile din subordinea dumneavoastră, cum ar veni Garda de Mediu, Garda Forestieră. Aici nu știm am nimic. Eu și le-am cum cerut, spus, protecția păi, dacă consumatorului, tu ca și conducător ți-ai asumat funcția asta de conducere, ce veți face în sensul ăsta de comunică, transparență? Majoritatea dintre ei lasă purtătorii de cuvânt și de multe ori se comunică prost. Se comunică prost. Și inflamăm opinia publică și vin după aceea uitați așa către prefect. Dar în locul prefectul... cui a trebuit ca dumneavoastră să apăreți public? Am zis, în locul inspectorului general. Au mai fost cazuri? Uitați-vă să vedeți că am început să vorbesc despre toți. Peste tot prefectul deci trebuie să le știe pe toate. Ok, cum veți schimba acest lucru? Așa, ca picătura chinezească. Pe aici, până la urmă, vă dați seama că am și pârghiile. Presiune publică și după aceea scris pe hârtie. Trimisă unde trebuie. Intră în fișa postului asta, și partea da. Asta de comunicare. Sigur că da. Cum ne valorificăm rezultatele dacă noi nu comunicăm? Nu, trebuie să ieși să-ți prezinti rezultatele. Cum le valorifici? Da, rămân doar pe hârtie, nu știe nimeni ce ai făcut. Nu... La un poate pentru unii e bine așa. Așa le-am zis și colegilor, angajaților prefecturii. Nu toată lumea trebuie să ia foarte bine. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Va trebui, deci faceți o astfel de evaluare. Bineînțeles, și veți... așa am fost obișnuit, așa am fost cât evaluat la rândul... Cât va dura evaluarea, rând... când se va finaliza? Păi de să vedem, să treacă anul, să vină ianuarie și vom vedea ce rezultate au fost. Veți da calificative. Și va fi și, bineînțeles, și pe mine o să mai evalueze alții, nu? Și... În aparatul dumneavoastră, câți oameni nu lucrează? Nu partidul, da, trebuie să mai... M plus 1, da? Domnul secretar de stat Sorescu, domnul Teo Gheorghe, director general instituțiile prefectului, sunt oameni care concret, trebuie să mă evalueze pe mine. Partidul. Partidul te... Și oamenii din subordinea noastră vor primi calificative. Au primit până acum de când sunteți în funcție? Ați făcut astfel de... Nu, dar încerc să-i pregătesc, că nu... E altceva. Câți oameni lucrează în directa coordonare a dumneavoastră? Directa coordonare, după cum știți, am cancelarea prefectului, 4 da? Oameni și după aceea încă 37. Bun. Și spuneați la un moment dat că unii sunt cam de mult acolo și au scârție. Uită unde lucrează. Uită unde sincer. Lucrează. Veți lua măsuri în sensul ăsta. Eu sau alții? Domnul prefect, așa cum am spus, ne-am apropiat de final. Aș mai fi stat de vorbă cu dumneavoastră foarte și încă o oră de acum înainte. Nu știu mulțumesc cum, de invitație. Vi s-a părut dumneavoastră această emisiune. Oricum ați avut... răspunsuri pentru tot ce v-am întrebat. Vă mulțumesc mult pentru participarea de astăzi. Vă mai așteptăm la Târgu Jiu TV. Probabil o să lăsăm iar o perioadă să vedem ce s-a mai întâmplat. Nu mi-am propus să stau pe la emisiune, în locul meu, în altă parte. Da, dar este foarte util ca din când în când dumneavoastră să faceți un pic de lumină în tot ce se întâmplă în acest județ și în acest oraș. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la noi. Tuturor o zi frumoasă. Numai bine. Să rămânem la revedere.